Domnul este prezent în locul acesta. Un mare bărbat al lui Dumnezeu din vechime a durat un pic până să-și dea seama că Domnul e acolo. Eu cred că toți suntem conștienți de prezența Domnului. Știm că este aici. Îl lăudăm, îl onorăm și îl binecuvântăm. Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Efesen, capitolul 2, citim începând cu versetul 1 citim toate cele 22 de versete ale capitolului 2 din Efeseni, Pagina 1145 în Sfintele Scripturi. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați o după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Între ei eram și noi toți o odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copiei mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în bunătatea Lui față de noi, în Hristos Iisus. Căci prin Har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. De aceea voi, care altădată era neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur, de către aceea care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el toată clădirea bine înghegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea, și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre, la aceasta zicem din toată inima, amin. Vă invit să reocupați locurile. Calendarul textelor și temelor biblice din anul acesta se referă la Harul lui Dumnezeu. Tema convenției din anul acesta este Mărețul Har în toate bisericile Uniunii, bisericilor pentecostale române din Statele Unite și Canada, s-a ales această temă extraordinară, măreață, binecuvântată, relevantă pentru fiecare dintre noi. În anul acesta vorbim despre Mărețul Har. Și temele sunt împărțite în trei. La patru luni distanță avem Har în dar. Vorbim despre harul mântuirii care ni s-a dat în har. Ca avertisment, patru luni apoi vorbim despre o altă temă biblică, har în zadar. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează să fim foarte atenți, să nu facem harul lui Dumnezeu zadarnic în viețile noastre. Ca apoi să încheiem vorbind de harul care vine după har, har după har. Pentru că harul este felurit. Este harul mântuitor de care trebuie să avem grijă să nu-l risipim. Și apoi este harul mărturisitor prin care Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să fim lucrători împreună cu El. În luna aceasta vorbim despre harul mântuirii. În prima duminică, evidența harului mântuitor este crucea. Atenție! Nu semnul crucii, ci lemnul. Cruci. Sunt foarte mulți oameni care cred că ceea ce are valoare în viața noastră este semnul crucii. Nu, fraților, lemnul crucii pe care a fost răstignit Domnul Isus Hristos este evidența Harului care ne mântuiește. Apoi, exclusivitatea Harului Mântuitor care este Domnul Isus Hristos. De ce doar prin Domnul Isus Hristos putem fi mântuiți? pentru că El a venit și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Umanitatea Domnului Iisus Hristos, absolut esențială Harului, pentru că Harul cerea o jertfă și jertfa trebuia să fie un om. Dumnezeu nu poate fi sacrificat, Dumnezeu nu poate fi omorât. Trebuia să moară un miel de jertfă. Hristos avea nevoie de această natură umană, umanitatea sa. În același timp, divinitatea sa, pentru că un om nu ne putea mântui, trebuia să ne mântuiască Domnul Isus Hristos. Iată de ce un moment sacru este întruparea Domnului Isus Hristos. Când vorbim de umanitatea Domnului Iisus Hristos, i s-a pregătit un trup, spunea profetul, profet. Mi-ai pregătit un trup și am zis, vin să fac voia ta Dumnezeu. În divinitatea sa, întruparea Domnului Iisus Hristos ne vorbește despre preexistența sa. Singura ființă din lumea aceasta, preexistentă, Conceperii sale este Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu are magazie de suflete, de unde îl scoate pe unul și îl pune undeva. Sufletul ia ființă prin contactul între țărână și suflarea de viața lui Dumnezeu. Atunci s-a făcut un suflet viu. Singurul care era înainte de Avram, singurul care este Alfa și Omega, el a scris. Istoria de la începutul la sfârșitul ei. El a deschis istoria prin creație. El o va închide atunci când va supune toate lucrurile lui Dumnezeu Tatăl. Cartea aceasta, el e autorul ei. Pașii lui au călcat această istorie. Și de aceea era nevoie de divinitatea Domnului Isus Hristos. Pentru ca prin întruparea sa, prin învierea sa și apoi prin înălțarea sa, cele trei acte de sfidare a legilor Universului, la care are acces numai Dumnezeu, prin acestea să dovedească divinitatea sa. Dar atenție, umanitatea și divinitatea sa nu sunt procentuale. N-a fost un anumit procent Dumnezeu, un anumit procent om. Nu este... Inter, o intermitență, când Dumnezeu, când om. Și nu este progresivă din ce în ce mai mult Dumnezeu. Umanitatea și divinitatea Domnului Isus Hristos se completează în dualitatea Domnului Isus Hristos, care de la început până la sfârșit a fost 100% Dumnezeu și 100% om într-o singură ființă arătați-mi pe încă cineva care este așa și ăla ne-ar fi putut mântui. Dar până atunci, unul singur a întrunit toate aceste condiții mântuitoare, de aceea mântuirea este exclusivă, doar prin Hristos Domnul mărit să fie în numele Lui. Și despre aceasta s-a vorbit duminica trecută. Duminica aceasta, tema este experiența Harului Mântuitor prin credință și cu ajutorul Domnului aș dori în seara aceasta să privim la trei aspecte foarte importante pe care le găsim în Efeseni, în capitolul 2. Dragii mei, parte din credința noastră, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, dincolo de această credință generică, faptul că există Dumnezeu, și în Romani, capitolul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sunt evidențe în creație, în noi înșine, suficiente pentru ca cineva să creadă. Pornim de la adevărul că cine nu crede, nu crede, nu pentru că nu poate să creadă, ci pentru că nu vrea să creadă. Dacă auziți pe cineva care spune, eu nu pot să cred, spuneți-i că de fapt nu vrea să creadă. Ăsta este adevărul. Tot ce trebuia să știe despre Dumnezeu li s-a descoperit în ei înșiși și în creație. Este dorința omului de a se lipi de rău, de păcat, de nelegiuire, care îl ține departe de credința în Dumnezeu. Mai bine declară o minciună decât să se depărteze de fără de lege și de căile lui nelegiuite. Există însă mai multe lucruri pe care trebuie să le credem și primul pe care trebuie să-l credem e cu privire la starea noastră. Dacă nu ești în stare să recunoști cine ești tu fără Dumnezeu, nu vei putea face niciunul dintre ceilalți pași pe care trebuie să-i faci în viață pentru ca să fii mântuit, pentru ca să te apropii de Dumnezeu, pentru ca să-l cunoști. Și aici cuvântul Domnului, în Efesen, capitolul 2, ne arată trei lucruri care descriu starea omenirii și starea fiecărui om departe de Dumnezeu. Mai întâi, depărtarea de Dumnezeu. Aici se exprimă foarte clar cuvântul Domnului și spune, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați Ați fost apropiați. A doua stare e nu numai starea de depărtare, ci starea de despărțire. Între noi și Dumnezeu este un obstacol, este un zid al păcatelor noastre care ne despart de Dumnezeu. E adevărat, aici vorbește de zidul de la mijloc care îi desparte pe. Iudei de neamuri. Dar, închipuiți-vă, dacă între iudei care au călcat legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei, prin Avram și apoi prin Moise, când le-a dat legea, au ajuns să fie departe de Dumnezeu și între ei, și Dumnezeu a fost un zid. Dincolo de zidul care e între noi și Israel, ei aveau legămintele și văgăduințele, noi nu aveam nimic. Eram străini de aceste legăminte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că eram fără Hristos și fără Dumnezeu în lume, fără șanse și fără făgăduință. Dacă între ei și Dumnezeu s-a așezat un asemenea zid impenetrabil, care i-a dus la lepădarea temporară și la depărtarea de Țara Sfântă, închipuiți-vă cât de înalt și cât de fioros este zidul dintre Dumnezeu și întreaga lume. Mai întâi depărtați, apoi despărțiți și în al treilea rând decăzuți. Noi știm că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cât de jos a ajuns omul prin păcat? Atenție! Atât de jos încât cuvântul lui Dumnezeu îl numește mort. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Decăderea spirituală a omului este un abis care nu se sfârșește decât în moarte. Și atenție! O moarte pe care nici învierea finală a tuturor oamenilor nu mai poate numi viață. Pentru că Biblia vorbește despre întâia înviere și când vorbește despre a doua înviere, îi zice moartea a doua. Și existența aceea nu-și merită titlul de viață și este considerată moarte. Atât de jos am decăzut noi. Iată, dar aici este descrisă starea omenirii de depărtare, de despărțire și de decădere absolută. Și tot pasajul acesta ne vorbește despre reabilitarea noastră, despre ceea ce a făcut Dumnezeu și trebuie să facem noi ca să depășim aceste obstacole cosmice, incomensurabile în unități de măsură omenești. Și vom vedea imediat despre ce vorbim. Haideți să vorbim mai întâi de depărtarea de Dumnezeu. Dragii mei, menționam evreii, capitolul 6, unde spune cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este. Oamenii și îl închipuie pe Dumnezeu foarte departe. În predica din Areopag, Apostolul Pavel spunea, e bine ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu, chiar bâșbâind, pentru că în imaginația lor, El e undeva foarte, 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 foarte departe. Există această obsesie a oamenilor de a plasa pe Dumnezeu sau Dumnezeilor foarte departe de ei. Vă aduceți aminte de greci, au căutat cel mai înalt munte din țara lor și i-au trimis pe zei în vârful muntelui acolo, cât mai departe de ei. Impresia oamenilor e că Dumnezeu e undeva foarte, foarte departe. Pavel le spune măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Dumnezeu nu este departe pentru că dragostea lui l-a apropiat de noi prin Domnul Isus Hristos. Dar realitatea fraților este că distanța între noi și Dumnezeu nu poate fi măsurată în metri, kilometri, maile. Știți cât de mare este distanța dintre om și Dumnezeu? La un moment dat Dumnezeu vorbește despre gândirea lui și gândirea omului și spune că e un univers distanță între ele, că de departe sunt cerurile de pământ, așa sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre. Păcatul ne-a depărtat la un infinit distanță de Dumnezeu. Și ascultați, distanța aceasta se vede. E o distanță așa de mare încât Dumnezeu a avut capacitatea să se retragă de acolo de unde omul nu l-a vrut. Dacă omul i-a spus ieși afară din viața mea, Dumnezeu a ieșit din viața lui. Dacă i-a spus ieși afară din școala mea, Dumnezeu a ieșit din școala lui. Dacă i s-a spus ieși afară din țara noastră, a ieșit afară din țara noastră. Din păcate, unele familii au spus, ieși afară din familia noastră. Și oriunde nu e Dumnezeu, e dezastru, sunt lacrimi, e ruină, e nenorocire. Frați și surori, suntem la un infinit distanță de Dumnezeu. Oamenilor sfinți și curați care s-au apropiat de Dumnezeu, nu le-a venit să creadă că încă mai respiră în prezența acestui Dumnezeu. Toți s-au temut de moarte. Au leșinat ca morți, sfinții Daniel și Ioan, mari bărbații ai lui Dumnezeu și ai credinței. Nu le-a venit să creadă că au rămas în viață, în urma întâlnirii cu Domnul. Vă aduceți aminte de expresia celebră: am văzut pe Dumnezeu și am trăit. Scumpii mei, asta este distanța dintre omul păcătos și Dumnezeu. Și acum. Dumnezeu spune, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă pentru sufletele voastre. Și eu sunt om și eu gândesc distanța în termen de pași. Eu știu dacă mă duc spre locul pe care am stat, o să fac probabil vreo 15-20 de pași. Nu deci știu dacă sunt 15-20, dacă trebuie îi fac pe unii mai mari, dacă nu îi fac pe unii mai mici, dar cam în 15-20 de pași ajung acolo. Poate cineva să calculeze câți pași trebuie să facem noi spre Dumnezeu? Vă aduceți aminte de ceea ce spunea Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Mulți au... Uh, stricat această expresie și au stricat-o rău, pentru că i-au denaturat sensul teologic, doctrinar. Și au spus, dacă noi facem un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu câți pași face spre noi? Doi. Dragul meu, distanța dintre Dumnezeu este un total de doi pași. Atât. Distanța dintre om și Dumnezeu e un total de doi pași. Dacă eu fac un pas spre el, el nu trebuie să facă doi spre mine, ca aia înseamnă trei. Și distanța dintre mine și Dumnezeu e doar de doi pași. Pasul omului și pasul Domnului. Asta e distanța dintre om și Dumnezeu. Pasul meu e doar atât. Dacă aș sări cât de tare pot, un singur pas, nu e mai mult de un metru, aduceți un atlet, doi cât de tare ai putea să sar. Nu poți să sar decât un pas de om, o distanță finită. Însă am o veste bună tuturor celor care vă uitați la muntele ăla și ziceți ce departe este vârful, cine mă va sui până acolo. Dragul meu, prin credință fă un pas, pentru că distanța aceea incomensurabilă, infinită, a acoperit-o Hristos, care a străbătut cerurile și a venit de la Dumnezeu printr-un pas imens, infinit, care nu poate fi măsurat în unități de măsură omenești. Dar atenție, pasul acela imens Dumnezeu nu-l va face niciodată spre tine până mai întâi n-ai făcut tu pasul tău mic, pentru că Dumnezeu niciodată nu-ți va călca voința, nu-ți va călca liberul arbitru, nu va înfrunta dorința ta. Se poate atinge de multe lucruri, dar nu se va atinge de cel mai mare dar pe care ți l-a dat, libertatea ta. Și dacă în această seară îți dai seama că departe de Dumnezeu ești ratat, dacă îți dai seama că de parte de Dumnezeu ți-ai distrus casa, familia, ți-ai distrus viața, ți-ai distrus sănătatea și ți-ai distrus șansa la veșnicie, Dumnezeu spune, vreau să fac spre tine pasul acela infinit. Fă pasul tău mic al credinței tale că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a venit în lumea aceasta, pentru tine, pentru mântuirea ta, de dragul tău. Dumnezeu a văzut că în puterea noastră omenească pasul nostru este irelevant, este prea mic, este nesemnificativ. Și atât de mare i-a fost pasul încât să acopere toată această distanță până la un pas distanță de tine. Pasul acela mărunt și mic pe care trebuie să-l faci astăzi, acum și aici, prin credință. Dragii mei, lucrarea aceasta este extraordinară. Vă dați dumneavoastră seama, atunci când are acceptul tău, atunci când vii la el, atunci când ai făcut pasul acesta al credinței spre el. Dintr-o dată, ceea ce era departe este aproape. Ceea ce era intangibil se lipește de sufletul tău. Este parte din viața ta. Lucrul acesta este o posibilitate, dar o posibilitate doar prin credință. Experiența aceasta, ca instantaneu, de unde e un cosmos între tine și Dumnezeu. El e într-o altă dimensiune, inaccesibilă ție. Să fii piept la piept cu Salvatorul tău. Lucrul acesta poate fi făcut printr-o propoziție, dragii mei, dacă mărturisești cu gura și dacă crezi, vei fi mântuit. Pentru că ceea ce se aduce apropierea de Dumnezeu este mântuire. Vedeți? De foarte multe ori impresia noastră este că ne apropiem de Dumnezeu așa, știți cum uh, ne apropiem să vedem ce se întâmplă undeva. Mai facem un pas, ne mai uităm în stânga și în dreapta, mai facem un pas. Apropierea de Dumnezeu e ca la doi magneți. Ori se face, ori nu se face. Ori e dintr-o dată, ori niciodată. Ori dintr-o dată, ori niciodată. Oamenii care tatonează, oamenii care mai pun o întrebare, ori două, vă aduceți aminte ce i-a spus odată unui om care a venit la el și l-a întrebat ce trebuie să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Respectă legea, nu e nicio problemă. Ascultați, zice că Domnul s-a uitat și l-a iubit și a spus tu nu ești departe. Păi nu era departe, era la un pas distanță. Omul acesta s-a depărtat de Hristos pentru că n-a fost în stare să facă acel un pas al credinței. Știți de unde știu că n-a putut să creadă în Hristos? Ascultați! Domnul Iisus Hristos, la toate întrebările noastre, S-ar putea să pună o întrebare, dar o întrebare semnificativă care să dezgolească pieptul nostru, să arate ce e în inima noastră și ce e în mintea noastră. Și când el a venit și a spus, bunul învățător, ce să fac ca să mă oștenez viața veșnică, Domnul îi spune, pentru ce mă numești bun? Bun e numai Dumnezeu. El o fi crezut că Domnul e foarte smerit. Sigur că a fost blând și smerit cu inima, dar adevărul l-a determinat pe Hristos să spună că El este Dumnezeu lui se cuvenea apelativul de bun. Știți de ce l-a întrebat? Tradus, tu chiar crezi că eu sunt Dumnezeu, de aia mai numit bun sau e doar un termen de politețe? Omul acela s-a depărtat trist de Domnul, deși era aproape, Hristos venise din cer, se întâlnise cu el, era față în față cu el, vorbea cu el, Hristos făcuse distanța, Acoperise distanța de un infinit până la el. Și el n-a fost în stare să facă pasul acela mărunt, să creadă că este Fiul lui Dumnezeu. Crezi tu că el e Fiul lui Dumnezeu în seara aceasta? Crezi că a venit de la Dumnezeu? Crezi că a murit pentru tine? Crezi că e Domnul tău și Dumnezeul tău? Fă declarația aceasta. E suficient să fii mântuit? Da, eu cred în mântuirea prin declarație. Că e biblică. Ah, nu cred că rămânem doar la declarație. Mântuirea nu e ieftină, dar e ușor de primit, pentru că Dumnezeu a făcut-o accesibilă tuturor oamenilor. În seara aceasta, pasul tău spre Dumnezeu e declarația că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și ești mântuit, mărit să fie Domnul. În zilele acelea cineva chema numele lui Dumnezeu, va fi mântuit. Cheamă numele lui Dumnezeu. Asta înseamnă pasul credinței tale. Depărtați! În al doilea rând, despărțiți. Profetul spunea odinioară, Dumnezeu n-a slăbit, brațul lui nu s-a scurtat, atenția lui nu a fost distrasă, Dumnezeu e tot Dumnezeu. Și atunci de ce nu răspunde și nu ne bagă în seamă? Pentru că păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Noi știm că Domnul Iisus Hristos a surpat zidul de la mijloc și zidul dintre iudei și neamuri, în așa fel ca să nu fim mântuiți prin ritualul legii, de aia noi nu aducem jertfe aici, de aia nu facem tăierea împrejur, de aia nu ținem sabate, adunări de sărbătoare, luni noi. Ritualurile vechte sametale s-au împlinit în Domnul Isus Hristos. Și totuși, există un zid de despărțire între toți oamenii și Dumnezeu. Și acum, dacă Hristos Domnul a venit ca să dărâme zidul acesta și zice Biblia a șters zapisul cu poruncile lui care ne stăteau împotrivă și a surpat, a dărâmat acea dreptate a lui Dumnezeu care ne stătea împotrivă, care ne condamna și ne trimitea la moarte, de ce nu toți oamenii sunt mântuiți? Atenție, frați și surori! Pentru că ceea ce este între noi și Dumnezeu, mult trebuie surpat de Domnul și un pic trebuie surpat și de noi. Noi am ajunge la Dumnezeu dacă ar fi după el, că el a surpat zidul acela atât de înalt, că nici președintele Trump nu poate zidi vreodată să-i țină pe toți cei care vor să intre cu forța în țara aceasta de la ar face de o mie de maile înălțime. De la ar face oricât de înalt, nu e așa de înalt ca zidul pe care l-a dărâmat Dumnezeu. Știți cât de mari au fost păcatele și răutățile noastre? Au creat o perdea despărțitoare între noi și Dumnezeu, încât Biblia spune aici că în jurul pământului este un nor gros, o perdea impenetrabilă de întuneric ale domniilor și stăpânirilor întunericului, atât de grea că a încercat să treacă prin ea cu răspunsul lui Dumnezeu pentru marele bărbat Daniel, 21 de zile marele arhanghel Gavril, mesagerul lui Dumnezeu, și n-a reușit. Și a trebuit să trimită să vină căpetenia oștirii Domnului, protectorul copiilor lui Dumnezeu, arhanghelul Mihail, el a fost singurul echipat de Dumnezeu cu puterea Militară, din punct de vedere spiritual, să creeze un culoar, o breșă în această perdea, în acest nor gros de întuneric, ca să poată intra Avril în lumea noastră și să aibă acces cu răspunsul lui Dumnezeu la Profetul Daniel. Citiți în Cartea lui Daniel și veți vedea scris acest lucru. Dragii mei, să știți că acea perdea, prin care nu putea intra omul și să trăiască. Doar o dată pe an, Marele Preot în vechime, când Hristos și-a dat Duhul la calvar, s-a rupt de jos până sus și ne-a deschis acces în Sfânta Sfintelor. Nu mai există nicio posibilă despărțire între noi și Dumnezeu, atenție, pe care o să fi pus sfințenia lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, care au fost satisfăcute în jertfa lui Hristos, decât ceea ce punem noi între noi și Dumnezeu acum. De aceea, ascultați, dacă ne ducem în Epistola Apostolului Pavel către evrei, în capitolul 12 spune așa, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați, înainte eram înconjurați de un nor mare de domni și stăpânire ale întunericului. Acum zice, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Acum, vorbind despre această alergare și despre această dare la o parte a tuturor piedicilor, cineva ar putea să, să, spună, frate, mai practic un pic, ce, care sunt piedicile astea? Păcatul și orice pedică. Păi, imediat versetul următor zice să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Uită-te la Hristos și tot ceea ce te împiedică să-L vezi pe Hristos, dă la o parte. Ăla e zidul pe care trebuie să-L dărâmeazi. Te-ai trezit dimineața din așternut, ce te împiedică să-L vezi pe Hristos? Cafeaua? dă un încolo de cafea. Ceasul? fă timp mai întâi pentru Hristos. Interesele materiale? Mai slăbește-le un pic. Poftele? Distracțiile? Timpul de recreere? Ce a blocat astăzi ființa ta? Ochii spirituali ai ființei tale. să vadă pe Hristos. A trecut o zi și a uitat de el. De aia îi spunea Pavel lui Timotei. Aduți aminte de Domnul Isus Hristos. Au ce îi spune la un evanghelist, la un om format de el în școala Evangheliei. Mi-aduc aminte când eram mai tânăr, mai târziu, săraca s-a lăsat pe cubașă, Da mă suna și îmi spunea maica mea eu eram păstor de ani de zile, îmi spunea mama să te rogi să citești scripturile să mamă zice să tași din gură, eu sunt mama și trebuie să-ți aduc aminte de lucrurile foarte importante stimați frați credincioși Știți că de multe ori e posibil să aglomerăm așa de mult Vederea noastră spirituală, încât să zidim un zid între noi și Dumnezeu. Și cu toate că El a surpat zidul acela pe care niciun om nu-l putea surpa, e foarte posibil să fie îngrămădit problemele vieții, interesele noastre, lucrurile care ne preocupă și care ne fac plăcere și să nu-L mai vedem pe Domnul Isus Hristos. Astea vin de la diavolul pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că El împiedică vederea noastră să vadă strălucirea feței Lui. Și pe urmă, nu-i de mirare că venim la biserică și suntem posaci, acri, posomurâți, supărați, deranjați. Câteodată predici, fras predicator, nu-i așa? Stimați frați predici. Și nu știu dumneavoastră, eu îmi fixez niște puncte de sprijin în biserică în timp ce vorbesc. Și caut o față mai zâmbitoare și mai plăcută, că dacă mă uit la o murătură, mă acresc și eu. Și nu că de multe ori n-aș fi un predicator destul de acru, dar cred că e bine să nu fiu chiar așa de acru, dar dacă mă uit la unul acru, mă fac și eu și mai acru. Așa că caut și eu niște fizionomii din astea mai dulci, mai plăcute. Și durerea e că de multe ori e mai, sunt mai greu de găsit. Și acum dați-mi voie să vă spun ceva, scum frați. Nu glumele trebuie să ne destindă fizionomia. Că știți ce fac unii predicatori? Ca să fugă de murături, să dea acreala afară din biserică, spun câte un banc sau câte o glumă. Și buvnește toată lumea în râș, pe urmă omul își ține predica la o fețe vesele. Nu, no menționarea numelui lui Iisus Hristos ar trebui să ne înveselească ființa. Ca ascultați, ca să-L vedem pe Hristos și când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, mărit să fie Domnul. Nu mai fi tunecos. și când ești, ridică privirile spirituale, uită-te la Domnul Iisus Hristos, tot ce trebuie dat la o parte în calea vederii tale, în calea credinței tale, dă la o parte și lasă să strălucească lumina feței lui peste tine. Iată, dar depărtare, despărțire și în al treilea rând vorbește despre decădere. Și aici este unul dintre cele mai profunde mesaje din Scripturi, cu privire la reabilitarea noastră spirituală și nivelul la care ne-a reabilitat Dumnezeu. De fapt, cu ce a început istoria omenirii? Istoria omenirii a început cu o mare înfrângere. Uh, vă dați dumneavoastră seama să te întâlnești foarte des cu Dumnezeu. Să știi despre Dumnezeu mai mult decât toți ceilalți oameni vor fi știut vreodată în istorie după tine să cunoști splendoarea lui Dumnezeu, să beneficiezi de grația lui Dumnezeu nealterat. Să-L vezi pe Dumnezeu și pe urmă să-L insulți, să te răzvrătești împotriva Lui, să nu-L asculți și să ajungi să fii dat afară din grădina binecuvântată. Ce înfrângere teribilă! Înfrângerea aceasta este de plânsă și de omul lui Dumnezeu atunci când spune cei care l-au cunoscut odată pe Dumnezeu, care s-au bucurat de dulceața cerului, care au gustat puterile veacului viitor și totuși au căzut. Știți cât de gravă este decăderea aceasta? Că este imposibil de recuperat și de reabilitat. Și spunea omului Dumnezeu Pavel în evrei că și dacă păcătuim cu voia, în mod premeditat, deliberat, repetat, fără pocăință, fără părăsirea păcatului, dacă devenim împietriți în comiterea păcatului, nu mai rămâne nicio jertfă. Aceste persoane calcă în picioare sângele Harului Lui Dumnezeu și pentru ei nu mai rămâne decât o așteptare înfricoșată a dreptei judecății Lui Dumnezeu. Dar, frați și sorori, cât de jos am căzut noi, am căzut în moarte. Decăderea noastră a fost o decădere în moarte și în capitolul 2 spune voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Haideți să uh, parcurgem o incursiune în cartea Efeseni și să înțelegem unde ne-a așezat Dumnezeu. Vă să zic că noi eram morți. Biblia spune că lumea zace în cel rău. Este moartă în păcat în care trăiați o dinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultări. Mă întorc în capitolul 1 și în versetul 17, tot în Efeseni, Apostolul Pavel face o rugăciune pentru biserica din Efes și spune și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, prin care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să de la dreapta sa în locurile cerești. Cuvinte cheie, locurile cerești. L-a înviat pe Hristos și Hristos este în locurile cerești. Cine mai este în locurile cerești? Efeseni, capitolul 6, cu versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. În Eden a fost mare înfrângere. Acum, noi se spune că în locurile cerești este Domnul Iisus Hristos înviat din morți și sunt toate stăpânirile întunericului, unde sunt în locurile cerești. Acum, dacă ne întoarcem la Efeseni, capitolul 2, textul pe care l-am citit, în versetul 6, prin actul de reabilitare, de naștere din nou, prin care ne-a mântuit Domnul Iisus Hristos, asta se numește înviere din morți și spune în versetul 6, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus. Odată am vorbit despre lucrul ăsta cu niște frați și unul s-a uitat la mine cu ochii strâmți. Când cineva se uită cu ochii strâmți, e de, e de rău. Măi frate, ce crezi că e în locurile cerești? Harababura? acolo e Domnul, acolo-i, i-a zis el diavolului mai pe românește, și acolo suntem și noi? Și am spus, da frate, acolo suntem toți. Acolo e Domnul, acolo e diavolul și acolo suntem și noi. Nu mai ascultați de ce nu-i harababură, e ordine. Pentru că locurile cerești au grade de înălțime. Și acum ne întoarcem la versetul 1, și la capitolul 1 și începând cu versetul 20, auziți. Pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din mor și l-a pus așa de la dreapta sa, în locurile cerești, mai presus, deasupra, de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare, mărit să fie Domnul, și l-a dat căpetenie bisericii peste toate lucrurile, glorie Domnului. Cheia biruinței, este să fim înviați în Hristos în locurile cerești și să fim în Hristos. Că dacă suntem în Hristos, El e deasupra, vom fi și noi deasupra și prin El suntem mai mult decât biruitori. Adică biruința nu este niciun moment sub semnul întrebării, nu e nicio incertitudine. Noi suntem biruitori pentru că Domnul este biruitor. Și acum Știți de ce suntem acolo? Lui Dumnezeu îi place să facă o demonstrație a înțelepciunii sale. Vedeți, oriunde vă uitați în scriptură, și e vorba de oameni care au ajuns să fie disprețuiți pentru Dumnezeu, să fie atacați, să fie prigoniți, să fie martirizați. Dumnezeu are un moment al afirmării acestor oameni. Îi face spectacol în fața întregului univers și zice în evrei, ei de care lumea nu era vrednică, acum au devenit un nor mare de martori la care privesc sfinții. Dragii mei, ascultați ce spune în Efeseni, capitolul 3, de la versetul 8 până la versetul 10. Da care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Dumnezeu și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia sau administrarea acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurita a lui Dumnezeu. De asta lumina nu trebuie să stea sub obroc, pentru că Dumnezeu a hotărât să ne facă o priveliște pentru întreaga omenire, mai mult pentru întreaga domnie a întunericului, să vadă la lucru înțelepciunea lui Dumnezeu. Neamurile au numit o nebunie. Grecii și iudeii la un loc au numit o nebunie. Unii cereau înțelepciune, altii, alții cereau minuni dar spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 1, că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și într-o zi Dumnezeu pune întrebarea unde-i vorbărețul, unde-i înțeleptul veacului acestuia, că Dumnezeu a ales lucrurile slabe, a ales lucrurile disprețuite, a ales lucrurile care nu sunt, să le facă de rușine pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu dea slavă nimănui decât lui Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, prin nașterea din nou, fiind așezați în Domnul Iisus Hristos, avem o poziție extraordinar de sigură și biruitoare. Dar atenție! Pentru că spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 8, că nimic nu ne poate smulge din brațul lui Dumnezeu. nicio forță exterioară, și acolo sunt descrise multe forțe exterioare, suferința, foamea, boala, îngerii, domniile, stăpânirile întunericului. Un singur lucru te poate da jos din brațul Domnului. Tu singur. Și știi cum te dai jos din brațul Domnului? Prin păcat. Prin lucrurile care pun o perdea în fața ochilor tăi spirituali să nu-L mai vezi pe Domnul. Asta înseamnă să zidești din nou un zid. Asta înseamnă să anulezi pasul acela cosmic al Harului Lui Dumnezeu, făcând un pas înapoi. Știi că pasul l-ai făcut spre Dumnezeu și, din păcate, sunt oameni care fac pas înapoi. De aceea Pavel spune, dar noi nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă. Ai grijă, creștine, și auzi ce spune în Galateni, de la versetul 17. Dar dacă în timp, capitolul 2, versetul 17, Galaten. dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți, neprihăniți în Hristos și noi înși ne-am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nici de cum. Și acum ascultați treaba cu zidul căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Ai stricat zidul drogurilor și alcoolului și fumatului. Vei lua din nou cărămizile acelea să le pui una peste alta? Știi care este blestemul rezidirii ierihonului? Moarte. Ai stricat zidul desfrâului. Vei lăsa ca privirea ta să se îndrepte haotic spre lucruri care îți strică sufletul și viața și casa. Vei lua din nou cărămizile acelea să le pui una peste alta. Ai dărâmat zidul minciunii, a înșelăciunii, a înjurăturilor, a vorbelor slabe, a glumelor proaste. Vei zidi din nou zidul acesta? Pentru că, dragii mei, și mă întorc la textul nostru. Știți care este frumusețea vieții noi prin Hristos? Vorbeam de decăderea noastră. Știți că de rău am decăzut? că până și faptele noastre bune erau o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Cât de rău poți să decazi ca și când dărnicia ta valorează zero și o vorbă bună valorează zero și o faptă bună să valoreze zero. Sunt mulți miliardari în lumea asta care își dau averile pentru diferite proiecte umanitare. Bine că o fac, e bine să ajutăm oamenii, dar la poarta raiului se vor duce cu mâinile goale pentru că n-au trimis niciun cent în rai. Poate să trimită miliarde în Africa, poate să trimită miliarde în Afganistan, în Irak, în oriunde vreți dumneavoastră. În rai n-ajunge un cent fără Hristos! Pentru că uite ce spune aici cuvântul Domnului. FSN 29 nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, deci nu e nevoie de fapte. Ba da, e nevoie de fapte, dar nu de fapte în afara lui Hristos, ci numai de faptele în Hristos. Și ascultați versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Astea sunt faptele pe care le primește Hristos. Astea sunt dolarii care se convertesc într-o comoară veșnică de slavă. Astea sunt jertfele și sacrificiile care contează în cer. Astea sunt lacrimile pe care Dumnezeu le strânge în burduful lui. Tot ce facem înainte, în afara Domnului Iisus Hristos este deșertăciune, risipă și pierdere. De aceea, dragii mei, Vorbind despre credință, ca experiență a harului mântuitor, să privim în această seară la mocerla din care ne-a scos, la groapa din care ne-a scos, să vedem cât de decăzuți eram, cât de departe eram și cât de separați eram de Dumnezeu. Și toate acestea, lucrurile cele mai grele, imense, de neatins cu putere omenească, au fost acoperite printr-un salt dumnezeesc de Domnul Isus Hristos, surpate de mâna puternică a lui Dumnezeu și reabilitate prin învierea Domnului Isus Hristos, care a devenit și învierea noastră la o viață nouă. În această seară, suntem chemați să rămânem aproape, să rămânem zidiți în Hristos, în trupul lui Hristos și în fiecare zi să privim țintă la El și să dăm la o parte toate bălările, toate obstacolele, toate zidurile care au început să se înfiri pe din nou în viața noastră, ca să-L putem privi cu claritate și prin credința aceasta să avem parte cu El în eternitate. Amin.